În perioada sărbătorilor se înregistrează cel mai mare număr de cazuri de probleme și afecțiuni digestive din tot anul. Sistemul digestiv este obligat să îndure compoziția și structura unor alimente destul de grele, precum cărnurile grase, dulciurile, prăjiturile, băuturile răcoritoare, alcoolul și alte alimente nu tocmai sănătoase. Consumul acestor alimente grele, în exces și combinația nefastă a unora dintre ele conduc la probleme, precum arsurile gastrice, balonarea, constipația, diaria, etc. În sărbătorile de iarnă se înregistrează cel mai mare număr de afecțiuni digestive de pe parcursul întregului an. Ne confruntăm acum cu un număr foarte mare de colici abdominale, colici biliare, pancreatite acute, dar și acutizarea unor afecțiuni precum ulcerul gastrododenal, gastritele și altele. În această perioadă avem de-a face cu niște cauze care favorizează apariția afecțiunilor digestive, și anume porțiile mari de mâncare, alimentele foarte dulci sau foarte grase, dar și lipsa fibrelor din preparatele pregătite pentru sărbători. Iată câteva trucuri pentru prevenirea apariției afecțiunilor digestive în această perioadă. Metoda compromisului. Trebuie să se realizeze un compromis și să se vizeze consumul doar unor anumite preparate pregătite de sărbători, nu să se deguste din toate preparatele disponibile. Metoda compensației. Dacă totuși nu ne putem abține și consumăm din toate preparatele de pe masa de sărbători, trebuie să compensăm aceste mese foarte bogate nutrițional cu mese mai sărace. De exemplu, dacă se mănâncă un prânz copios, cina trebuie să fie foarte ușoară. Mestecarea lentă. Mestecarea lentă a alimentelor, alături de servirea treptată pe un timp mai îndelungat a unei mese, pot favoriza digestia. Consumul de alcool. Se recomandă servirea unei mese înainte de a se consuma alcool, alternarea consumului de băuturi alcoolice cu băuturi non-alcoolice sau băutul apei, alternativ cu consumul de alcool. Mișcarea. Sportul ajută și favorizează digestia și previne apariția obezității. Sărbătorile de iarnă reprezintă o provocare pentru noi din punct de vedere al alimentației, dar dacă suntem conștienți și ne alegem cu atenție alimentele pe care le consumăm, vom putea petrece Crăciunul și Revelionul liniștiți alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Se recomandă astfel cumpătarea în alegerea și consumul alimentelor de pe masa de sărbători. Perioada sărbătorilor de iarnă poate fi o provocare pentru alimentația noastră, însă dacă suntem informați și atenți cu privire la ceea ce mâncăm, putem petrece Crăciunul și Revelionul liniștiți alături de cei dragi.